venit cu un nou clip și anume cu o coafură, pentru că foarte multe fete mi-au început pe Facebook. Această coafură, după cum am vrut să vedeți, am făcut-o și eu în vară, când am fost nașă. Aceasta este coafura. Sper să găsiți util acest clip, să încercați coafura, să-mi spuneți dacă o încercați, să-mi trimiteți pe Facebook pozele cu această coafură. Vă pup și vă doresc o zi minunată! Vă las la clip! Pentru a face această coafură avem nevoie de elastice transparente sau de elastice în nuanța părului dumneavoastră. Se poate realiza într-o parte sau în mijlocul capului. La sfârșit am să vă arăt și a doua variantă. Poate fi realizată pe părul ondulat sau pe părul întins. Iați părul într-o parte, în partea în care doriți. Eu voi lăsa o șuviță în față. Luați o șuviță de păr, nici prea subțire, nici prea groasă. Duceți-o în partea opusă. Luați și din această parte, uniți-o la cealaltă șuviță. Luați un elastic de păr și prindeți cu elasticul cele două șuvițe. Pentru un rezultat ordonat, folosiți o oglindă pentru a vedea cu precizie orice mișcare. Luați coada formată și introduceți-o în mijlocul celor două șuvițe. Trageți puțin de șuvițe pentru a crea volum, atât de șuvița din dreapta cât și de cea din stânga. Și repetați procedura. Șuvițele trebuiesc prinse într-o parte, una sub alta, venind cu ele una câte una în lateral. Dacă vreți să formați coafura în spate, aduceți și securizați șuvițele în mijlocul scalpului. Pentru un rezultat ordonat, pieptănați fiecare șuviță și dați importanță la toate detaliile. Față, șuvița pe care am lăsat-o, o puteți lăsa astfel pentru un look mai fancy sau dacă nu puteți efectiv să o prindeți într-o parte, fără agrav, așa. Acesta este rezultatul final. Dacă vreți, puteți adăuga și un accesor prețios sau puteți să puneți agrafe prețioase în fiecare șuviță. Așa arată coafura pe mijlocul scalpului și are mai mult volum deoarece am tras de două ori de fiecare șuviță. Puteți pune flori.
asta este tot. Sper să vă placă această coafură, să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Dacă o veți încerca, vă aștept și pe Facebook pentru a socializa mai mult și să-mi puneți tot felul de întrebări. Nu uitați că nu există femei urâte. Vă mulțumesc că v-ați uitat și v-am pupat până data viitoare!